să punem și domestos. Deci nu faci, nu încercați cu domestos. Uite, asta este lucioasă. S-a mai albit. Dar este o variantă. Hei, salutare oameni buni și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face un vlog despre grădină și vom face câteva teste de curățare a pietrei. Eu sunt sigur că toată lumea are piatră dintre asta de grădină și cu timpul această piatră începe să schimbe culoarea, începe să se murdărească. Asta, uitați, care vă arăt eu acum, deja s-a înverzit și haide să vedem cum putem să o curățăm. Și vom face câteva teste. Vom folosi clor, vom folosi domestos și Avimax Heavy, o soluție pe care o folosesc să curăț marmura și diverse suprafețe, să vedem dacă se curăță această piatră. Hai să vă arăt și mai de aproape. Ia uitați cum s-a făcut asta aici. Efectiv s-a înverzit. Ia uitați-o cum arată. Uite, asta s-a făcut, s-a negrit. Asta de aici din nou s-a înnegrit. Am pregătit 3 recipiente de culori diferite, ca așa s-a nimerit să le am eu pe aici pe acasă. Aici avem o soluție de la Pavimax Heavy, cu care eu curăț diverse suprafețe, marmură, granit, mozaic, gresie, faianță. Avem un domestos, nu am nitră la verde, dar bănuiesc că e mare diferență, și o sticlă de clor. Și o să facem în felul următor, o să luăm niște pietre ca să ne iasă foarte bine experimentul ăsta. O să iau niște pietre murdare și mai mari, ceva de genul ăsta. O să le adaug în fiecare. După cum se văd, ia uite, și astea sunt verzi. Punem în fiecare găleată. O să mergem să luăm și niște pietre gri. Astea au fost verzi. Verzi. O să punem în fiecare găleată. Uite-le cum arată. Uite, dacă scrămăm aici, se văd că sunt foarte murdare. Avem pietre în toate cele 3 găleți. Acum urmează să punem soluțiile și apă. Înainte de a pune și soluțiile, vreau să le frecăm un piculeț, să vedem apa asta ce efect are asupra pietrelor. Se pare că totuși ceva acționează și apa, adică cred că pot fi și spălate, dar nu cred că reușim să le aducem la albul acela imaculat. Și acum urmează să adăugăm și soluții. După cum vedeți, ăsta a fost sigilat. Nu o să punem foarte mult, pentru că nici apă nu am adăugat foarte multe, decât să le acoperim. Aici avem domestosul. Aici avem domestosul. Ia să punem și domestos. Ok. Fiind doar un test și având o cantitate mică și de pietre, are rost să punem foarte multă soluție, pentru că la o cantitate mare ar trebui să folosim și soluție foarte multă, nu? Ok. Iar aici punem clor. Da? Clor. Și clorul. Și acum rămâne să vedem ce se întâmplă. Așa, la o primă strigare vedem că soluția asta de la Ecomax, Pavimax Heavy, a făcut spumă. În cea cu domestos, dacă ne uităm,
Are loc niște reacții aici în interior. Domestosul acționează cumva. Aici la clor nu se întrezărește încă nimic. Rămâne doar să vedem. Eu zic că peste vreo 2 ore o să vin la ele să văd dacă a acționat ceva, vreuna din soluțiile astea 3. Pentru că eu zic că în 2 ore ar trebui să vedem un efect. Momentul adevărului. Punem mânuși pentru că sunt soluțiile poate puțin mai toxice. Aici am avut nastălușii și Pavimax Heavy. Le amestecăm puțin. În asta albastră avem domestosul. Să le frecăm și pe astea puțin. Asta am impresia că le-a... Le-a afectat puțin, așa nu știu cum să vezi. Le-a măcinat puțin. Cred că îi face rău domestosul, nu știu ce să zic. Asta a fost domestosul și aici avem clorul. Ia să vedem aici cu clorul. Aici sunt pietrele cu clor. Aici sunt pietrele cu Pavimax Heavy și acolo sunt pietrele cu domestos. O să le pun acum jos, o să le răstorn, dăm cu dușul pe ele și vedem care sunt curățate mai bine. Astea sunt pietrele care au stat în clor, în apă cu clor. Să le dăm așa. Hai să vedem și aici. Astea sunt pietrele care au stat în Pavimax Heavy. Astea sunt pietrele care au stat în domestos. Și după cum se vede, astea par mult mai albe, nu? Parcă clorul a acționat mai bine, Pavimax ăsta și ăsta a acționat bine, dar parcă domestosul și mai bine. Ne uităm, din astea cu domestos sau și deci ăsta cu domestos nu este indicat de făcut. Chiar dacă este mai alb, domestosul distruge piatra. Deci nu încercați cu domestos. Uitați ce se întâmplă. Efectiv, o frec de mână și piatra s-au făcut pori foarte mari în ea și s-a distrus învelișul ăla lucios. Dușul meu nu prea e foarte... Cum îi zice, n-am presiune prea mare la el, dar încercăm să le spălăm. Era bine dacă aveam mai multă presiune. Deci în clor, după cum se vede, cel mai puțin s-au curățat. Poate ar trebui frecate mai mult. Eu, ați văzut, le-am frecat pe fiecare, dar se vede că astea în clor încă sunt destul de negre. Astea cu Pavimax sunt mai bine, arată mai bine, iar astea din domestos arată și mai bine. Oprim apa și le studiem o dată mai de aproape. Astea sunt pietrele, acolo e clorul, acolo e soluția de curățat marmura și acolo este... domestosul. Deci aia se vede că e cel mai albă, asta de marmură pe locul 2 și clorul pe locul 3. Dar
O mențiune foarte... Strică piatra. Uitați ce a făcut. I-a stricat învelișul. Dacă o frec așa în mână, rămâne piatra pe mână. Deci dacă o să le spălați în domestos, o să vă strice piatra. Uitați ce îmi rămâne pe mâini. Rămâne piatra, le face albe, dar o să rămâneți fără ele. Acum astea vă dați seama că sunt supuse și mai repede degradării și murdăriei. Așa că mai bine le spălați cu clor, nu se albesc ele definitiv. Sau le spălați cu soluția asta de curățare marmură. Astea au rămas lucioase. Uitați cum arată. Arată extraordinar. Arată bine. Uite, și asta este lucioasă. S-au mai albit, dar sunt întregi și sunt ok. Astea cu clor sunt și astea lucioase. Nu se simt că s-ar fi degradat, dar este o variantă și cu clor. Nu. Uite, arată și asta relativ binișor. Nu poți să zici că arată rău. Probabil că ținute mai mult timp se vor curăța și mai bine. Eu le-am ținut vreo 4 ore, dacă nu greșesc.